Domnul Iisus Hristos a fost un revoluționar, nu în sensul că a schimbat un partid cu altul sau că a coalizat niște armate ca să se lupte cu nu știu cine, ci a fost un revoluționar al percepției, a fost un revoluționar din punct de vedere al gândirii și a fost un revoluționar în ceea ce privește abordarea vieții. Când a venit în lumea noastră, situațiile nu erau mai roz decât sunt acum. Gândiți-vă că poporul lui Dumnezeu era sub o ocupație romană, trebuia să plătească tot felul de biruri, de impozite, oamenii erau în mare parte săraci, unii erau și bogați, dar erau o pătură mai subțire și se luptau cu viața din greu. Ce poți să le spui unor astfel de oameni care aveau în mijlocul lor un dușman comun, romanii. Și când spuneai de romani, toți tresăreau. Da, da, ei sunt dușmanii, ei sunt problema noastră. Așa cum și astăzi ni se transmite cu vârf și îndesat că problema noastră este în exterior. E de un partid, e de altul, e de guvernul, e de vină anaf e de vină fiscul, e de vină oricine. Și problema dacă s-ar rezolva din exterior ar fi grozav. Și știți ce se întâmplă: că trec zeci de ani și culmea că problemele astea care așteptăm să se rezolve din exterior nu se mai rezolvă. Și ca o fata Morgana, ca o himeră, fuge mai departe rezolvarea de noi. Și nu mai găsim. În predica de pe Munte, Mântuitorul. A încercat să le îndrepte privirea ascultătorilor spre ei înșiși. Voi așteptați ca rezolvările să vină din exterior, așteptați ca altcineva să vă rezolve situațiile prin care treceți. Însă eu vă spun, și începe predica cu niște paradoxuri ale împărăției lui Dumnezeu, care reprezintă fericirea celor nefericiți. În contextul lumii în care trăim, sună cu totul și cu totul anapoda aceste fericiri. Însă, dacă le iei așa cum sunt și încerci să vezi problema dinspre tine, spre exterior, intri în armonie, intri în echilibru. Ferice de cei săraci în Duh, adică de cei smeriți, că cea lor este împărăția cerurilor. Păi e ok să fii smerit în ziua de astăzi, dacă Sare eu până în tavan, și dacă încerci să dai din coate cât mai tare, atunci ești fericit. Pui mâna pe cât mai multe lucruri. Însă, în momentul în care ești smerit, atunci ai o putere extraordinară și ai un simț al realității. Marele violonist Paganini făcea repetiție cu o orchestră. Și la un moment dat el era foarte exigent și le cerea mult acelora din orchestră și exclamă cineva: "Dar nu toată lumea e Paganini." Să fie clar că nu toți putem să la vioară ca tine. Și putea să zică: "Da, da, așa e, ca mine nu există în lumea asta." însă el le-a spus: "Sunteți cu toți artiști și prin urmare nu vă puteți permite să fiți Mediocri. Observați măreția modestiei? Adică, voi fiu eu, poate am o renume, dar și voi puteți să vă ridicați mai sus. Și rolul meu nu este acela ca să demonstrez cât de bun sunt eu, ci să vă ajut pe fiecare dintre voi să vă depășiți condiția în care vă aflați. Și de aceea. Smerenia aceasta are o măreție extraordinară. Nu acea smerenie depersonalizată a omului care nu-și dorește nimic în viață și care se plânge tot timpul și are o față încruntată, ci acea smerenie a omului care are simțul realității și care își dorește să facă cât mai mult bine în jurul lui. Ferice de cei săraci în Duh, ferice de cei ce plâng, cum adică? Să fii fericit dacă plângi, da, pentru că lacrimile, suferința vin atunci când ești în luptă. Și când ești în luptă, poți să crești. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, asta e culmea. Cum să fii blând? Cum să fii calm, liniștit? Că dacă ești recalcitrant și strigi, urli în, în ecran, atunci lucrurile sunt ok. Însă, Domnul Hristos spune că cei blânzi vor moșteni pământul, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, ferice de cei milostivi, nu sună nici cum în societatea noastră și mentalitatea aceasta colectivă în care trebuie să te lupți cât mai mult ca să fii fericit. Maica Tereza spunea că cea mai mare problemă a ta ești tu însuți. Nu alții sunt problema ta. Și observați situațiile acestea prin care treci că trebuie să plângi, că trebuie să, să fii blând, să fii liniștit, să fii milostiv. Atitudinea noastră în anumite situații arată cine suntem noi, nu cine sunt alții. Noi ne putem justifica în toate felurile. Însă Hristos spune că de fapt problema în situațiile limită nu sunt situațiile sau oamenii cu care venim în conflict sau în contact, ci noi înșine. Să fii fericit când ești prigonit, este și mai și. Însă, da, într-adevăr, ești fericit când ești prigonit. Din mai multe motive. Dacă ești de partea adevărului, poți să fii fericit. Dacă reprezinți ceva, fii sigur că vei fi prigonit. Dacă nu reprezinți nimic, nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere a realizărilor. Nu ai de ce să fii invidiat. Invidiați pe cineva care e cerșetor pe stradă? Deci, mamă, ce, ce râc am pe el, mi-o ciudă pe el, sunt invidios. Nu! De ce? Pentru că nu reprezintă nimic. <coughs> Însă dacă se ridică deasupra ta, a, bă, bă fii și-a mai luat și haine, și-a mai luat și o mașină, și sigur a făcut ceva. Ce s-a întâmplat? Bă, dar bine-i merge lui ăsta. Și... Începe așa să te mănânce pe inimă ceva. N-ai cum să... Sau dacă ești integru din punct de vedere moral, atunci iarăși ești invidiat și prigonit. Pentru că atunci când mulți mint și tu alegi să spui adevărul, e supărător. Când alegi o anumită cale și ceilalți se duc pe alta, la fel super lumea. Și spunea cineva că dacă este unul singur, așa cum a fost Noe, de partea lui Dumnezeu, el împarte lumea în două. Și el poate să fie urât și prigonit. Pentru că este o mustrare de conștiință pentru cei din jur care fac altfel. Dacă el ar dispărea, n-ar mai avea mustrările astea de conștiință și n-ar mai avea acele probleme. Și de aceea, Domnul Hristos spune, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. De ce au fost prigoniți profeții? Pentru că spuneau adevărul. Nu? Astăzi, dacă spui minciuni, ești promovat. Dacă spui adevărul, începi să ai probleme, începi să fii încolțit și urât de oameni. Însă Domnul Hristos spunea, bucură-te și veselește-te dacă ești prigonit din pricina adevărului sau pentru că îl iubești pe Dumnezeu. Observați că toate aceste probleme în predica de pe munte putem să le vedem și prin filtrul acesta. Bineînțeles că putem găsi multe, multe puncte de vedere, dar Isus a atras atenția că problema cea mai mare nu sunt alții, suntem noi. Dacă vorbim de filozofia de viață, fericirile intră și filozofia de viață. Dacă vorbim despre atitudinea față de viață, ce face majoritatea? Păi face așa. Bun, fac și eu la fel. Și Isus spune: Nu, voi trebuie să fiți sare, trebuie să fiți lumină și trebuie să fiți societate, să fiți vizibili în lumea asta. Chiar dacă nu ești într-o majoritate. Asta e foarte greu. Asta e foarte greu, pentru că dacă nu te afli într-o majoritate, nu ai confortul ăla al mulțimilor care stau în spatele tău, care te validează. Însă, dacă ne uităm la simbolurile folosite de Isus aici, ne arată câtă putere a pus în noi și cât de mult contăm în lumea aceasta dacă facem ceea ce trebuie. Și a pus niște simboluri care nu se perimează în timp sarea. A fost nevoie de așa cu 2000 de ani, este nevoie și de așa și astăzi. Încă n-au inventat sare virtuală. <gătări> da? Dacă e să vorbim despre lumină, bă, lumina e lumină, că e de la LED, că e de la lampă, că e de la orice sursă care o produce la soare, lumina rămâne tot lumină. Și dacă îi spui unuia, de, dacă te-ai întoarce în timp, în urmă cu 2000-3000 de ani și îi spui de lumină, nu zice, bă, nu înțeleg despre ce vorbești. Dacă vorbim de cetate, la fel, cât am fi de înaintați în civilizație și în tehnologie, tot ne gândim la o fortăreață, că e vorba de o fortăreață stil Star Trek, astrală, spațială, că e vorba de o cetate făcută din pietre, tot îți dai seama că e vorba de un loc care te protejează prin ceva. Și Isus a spus că noi suntem, nu ar trebui, Înțelegeți că Isus spune, voi sunteți. Nu ar trebui. Că noi mergem în zona optativului, ar trebui, frate, să fim, ar trebui, ar trebui. Și prin faptul că spune că voi sunteți, te responsabilizează mult mai mult. Voi sunteți sarea pământului. În ce proporție este sarea față de mâncare? Cam câte polonice punem de sare într-o ciorbă sau într-o mâncare? Este puțină. Dar știi că este acolo. Dacă nu este imediat o zic, bă, mâncarea asta nu are sare, e nesărată, nu are gust. Și în același timp este invizibilă din punct de vedere a substanței. Se topește cu mâncarea. Dar o simți că este acolo. Apoi, lumina, oricât ar fi de mică, în întuneric, oricât ar fi de mare, este vizibilă. Și dacă e un bec, un LED, îl vezi, te orientezi după el. Și Iisus spune, voi sunteți sare, voi sunteți lumină, dar sunteți și o cetate așezată pe un munte. Trebuie să fiți vizibili în lumea asta. Dacă lumea nu știe de voi, înseamnă că v-ați ratat existența. Nu știți despre ce este Evanghelia. Și ne place așa, să ne ascundem, să stăm liniștiți, să, să nu știe lumea de noi. Și de multe ori poate că am făcut chiar un, un complex al persecuție. Doamne, toată lumea are ceva cu noi, are ceva cu noi. Dar întrebarea este câți au auzit de noi? Făceam într-o vară un, un med-serv. Eram cu tineri la medicină prin Oradea și erau și standuri de cărți, și veneau oameni acolo, se măsura tensiunea, știți cum sunt testele astea de glicemie, de colesterol, și ne întrebau oamenii, dar de la ce biserică sunt? De unde sunt? Sau ce asociați? Biserica adventistă. Deci există așa ceva în Oradea? Și eu am rămas uimit. Mă, noi credem că toată lumea are ceva cu noi. Dar stai puțin, în Oradea, Fief protestant și... Adică, nu, sunt foarte mulți protestanți acolo. Neoprotestanți. Și nu au zis că există Biserica Adventistă? <laughs> și tu crezi că toată lumea are ceva cu tine. Păi înseamnă că tu ai o problemă acolo. Voi sunteți sarea pământului... Lumina lumii și o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă. Dacă ai rămas ascuns, dacă nu știe lumea de tine, înseamnă că este o mare problemă. Și aici nu vorbim de un marketing din ăsta foarte incisiv în care să-ți faci tu reclamă, da, poți să faci și asta. Dar întrebarea este cât știu de tine și de ceea ce faci. A știut lumea de Isus? Ce ziceți? A știut lumea de Isus? Da, n-a avut nici PR, n-a avut nici echipă de marketing, n-a avut nimic din ce avem noi astăzi, mijloacele pe care le avem la dispoziție. Și toți din cetăți străine, veneau greci, veneau din toate părțile, din țări străine, să-l vadă, să-l asculte. Întrebarea este pe noi cine ne caută. Cine ne caută? Și aici este o mare problemă. Dacă nu te caută nimeni, dacă nimeni nu vrea să stea de vorbă cu tine, să te întrebe ceva, să-ți ceară părerea, să vină în contact cu tine, să aibă loc acel transfer de valori, existi degeaba și atunci problema nu mai sunt alții, ci ești tu. Apoi, din punct de vedere a a normelor. Și aici suntem foarte riguroși cu alții când e vorba de norme de viață, când e vorba de noi înșine, o oh, suntem foarte protectivi. Și vrem să păstrăm doar niște aparențe care ne fac nouă o imagine bună, însă în sufletul nostru e putregai. Și zice Iisus, da, într-adevăr, am zis porunca asta, dar voi n-ați înțeles-o în profunzime. V-am spus poruncile, uh, da, și nu o să desfințez absolut nimic, dar vă ajut să înțelegeți ce am vrut să spun cu adevărat. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Și a rămas valabil. Iisus nu desfințează, spună, gata, de acum dați în cap. Important e să fiți vesele în inimă, nu? Să nu. Deci, porunca ca asta rămâne, dar să vă spun eu cum, cum este înțeleasă și cum ar trebui să fie înțeleasă. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății, și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului genei. Wow! Se cam complică lucrurile, nu? Eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am făcut, eu nu, 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 eu nu. Când au zis că eu niciodată să vă aprindeți toți senzorii, să vă dați seama că acolo e o mare problemă. Cineva care vrea să-și protejeze cu toate forțele o imagine pe care nu o are. Eu niciodată, eu niciodată, este expresia fariseică, eu niciodată, toți am păcătuit și toți avem astfel de căderi. Poate să spună cineva că niciodată nu s-a mâniat pe fratele său sau că n-a bârfit pe nimeni? Se usucă mâna, nu ridicați, că nici eu nu ridic. Spune Eclesiasul, și nu fi așa supărat când te bârfește cineva, că numai inima ta știe de câte ori ai vorbit de rău pe ceilalți. Da? A, auzi ce-o zis de mine, nu, mare lucru. Dar tu n-ai zis de alții? Și zice Mântuitorul, dincolo de chestiile astea, că omori sau nu pe cineva, toate lucrurile pleacă din adâncul inimii tale. Tu ești problema acolo. Care este atitudinea ta față de ceilalți? Dacă te-ai mâniat, deja e o problemă. Apoi, că atunci când vrei să-ți aduci darul la altar, ura în inimă, și vii să-ți aduci darul de mulțumire lui Dumnezeu. deci mă, lasă-ți darul acolo, du-te, împacă-te și după aia vină la altar ca să te închin lui Dumnezeu. Legat de prea, prea curvie și despărțire și aici suntem foarte justițiari în a-i a, judeca pe alții. Vai, uite ce au făcut și le ținem cont și condi, și dosare și uniuni și comitete și din astea. Deci, Hristos, mă băieți, stați un pic, că n-ați înțeles nici aici care este problema voastră. Te-ai uitat, te-ai poftit, te-ai curvit. Simplu. Ai și cam rămâi fără cuvinte la, la aspectele acestea. Și, din nou, Hristos ne arată că problemele cele mai mari în viață nu sunt legate de alții, ci sunt legate de noi, de inima noastră. Dacă vorbim de suportarea vrăjmașilor. Aici cred că filozofii ne-ar da lecții și oameni care nu au citit Biblia. Pentru că sunt oameni care au dat dovadă de o iertare și de o tărie de caracter extraordinară spre deosebire de mulți creștini care n-au înțeles despre ce este vorba în ceea ce a spus Isus. Spunea o istorioară despre Socrate că era foarte, foarte calm și soția lui Xantipa era o femeie foarte recalcitrantă. Bine, el a dus oarecum în zona cinismului calmul acesta și la un moment dat l-a certat, l-a certat că i-a dus niște musafiri acasă și tu nu zici nimic, tu nu vezi că eu aici mă stresez și îmi crește tensiunea și mă enervez și <coughs> și arunc un ligian cu apă și cu mizerii pe el. Și iară, asta stă calm, liniștit, nu reacționează. Și asta iară, fierbe și mai tare și se enervează. Iară, nu o să știi nimic, mă sfidez cu atâta neroșinare. Ei, dragă, după atâtea tunete și fulgere, trebuia să vină și ploaia. <laughs> da. Adică, după atâtea tunete și fulgere, trebuia să vină și ploaia. Observați? Oamenii ăștia n-au avut de face cu Scriptura, că noi credem că am inventat moralismul, corectitudinea și uh, că am inventat noi principiile astea de dreptate, de iubire. Nu, ele existau. Însă, Domnul Hristos a vrut să mergem mai departe și să înțelegem bunătatea lui Dumnezeu și să aplicăm aceste principii în viața noastră mai mult decât păgânii. Chiar compară aici uh, Domnul Iisus Hristos spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și și sau nu fac așa și păgânii, da? Și de multe ori poate păgânii au fost mai iubitori și mai iertători decât creștinii. Dacă ne uităm în istorie, de multe ori când veneau musulmanii, erau mai îngăduitori decât creștinii care vreau să impună cu sabia credința. Da. Și aici e de gândit. Problema noastră vine din interior. Când facem milostenie și când ne rugăm, iarăși vrem să arătăm ce facem noi. Și Hristos spune: Dar nu, nu asta trebuie să însemne milostenia, nu asta trebuie să însemne rugăciunea, ci rugăciunea trebuie să fie legătura ta cu Dumnezeu. Nu trebuie să arăți altora că tu ești mare, credincios. Nu trebuie să arăți altora că te rogi nu știu câte ore. Nu trebuie să arăți altora și să trâmbițezi ce lucruri faci. Apoi, dacă vorbim despre adevăratele valori în viață iar iarăși avem o problemă care pleacă tot din sinele nostru. Și în alte cuvinte Hristos spune v-am dat o comoară care este viața și v-am dat o comoară care este trupul vostru. Tot ce este pe deasupra este cu totul altceva. Dar astea sunt adevăratele comori. Viața, trupul vostru. Nu încercați să faceți o obsesie din alte lucruri. Și pentru ce aleargă lumea și astăzi? Pentru mâncare? Pentru băutură? Pentru îmbrăcăminte? Sunt lucruri bune în sine, dar zice Hristos, dacă nu te bucuri de trupul tău, care este sănătos, dacă nu te bucuri de viața ta, care este un dar de la mine, problema este în tine. Nu vă îngrijorați. De cine atârnă să nu ne îngrijorăm? De alții sau de noi? De cine? A, păi eu nu am haine de nu știu unde. A, păi eu nu am nu știu câte proprietăți. A, păi eu nu mănânc eu știu ce icre de pește cu 100 de euro sau 200 de euro sau câteva mii de euro kilogramul, nu? Și ne comparăm și devenim nefericiți. Însă, spune Iisus, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Ești sănătos, dă slavă lui Dumnezeu. Ești nesănătos, apucă-te și fă mișcare, schimbă stilul de viață. Tot de tine atârnă, da? cât îți dă Dumnezeu viață și mai bate inima, îmbunătățește lucrurile astea. Tot de tine atârnă, spune Dumnezeu. Nu atârnă de altcineva. Apoi, nu vă mai îngrijorați. De cine atârnă? De cine depinde îngrijorarea? De noi! Chiar spune Domnul Hristos, întreabă retoric, și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Și apoi care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Există lucruri în viață pe care poți să le schimbi și lucruri pe care nu poți să le schimbi. Familia în care te-ai născut. Nu ai cum să schimbi lucrul ăsta. Te-ai născut într-o familie sau alta, nu te mai stresa de lucrul ăsta. A, că dacă mă nășteam și eu în familia regală sau nu știu unde. Era, nu, gata, nu te mai stresa de asta. De înălțime. Păi, am mai văzut niște documentare în care niște domnițe căutau să-și rupă picioarele și să le crească oasele, niște operații extrem de dureroase să mai câștige câte 10-15 cm în înălțime. Vă dați seama la ce chin s-au supus să li se rupă tibia și e, peroneu și să li se depărteze cu niște niște metalice ca să le crească osul acolo, să stea nu știu câte luni, ca să fie mai înalte cu 10-15 cm. O prostie, nu? Dar oamenii ajung și la aberații de genul ăsta. Alții vor chiar să-și facă să-și prelungească viața Încercând să inventeze transplantul de cap sau de trup și tot felul de lucruri care nu mă temiri ce mai pot inventa. Însă, zice Domnul Hristos, de ce vă îngrijorați cu privire la lucrurile astea? Să fii mai înalt, să fii mai. Sunt lucruri pe care nu poți să le schimbi. Da? Și dacă nu poți să le schimbi, culoarea pielii. Michael Jackson și-a făcut nu știu câte operații să schimbe culoarea pielei. O prostie. Dacă Dumnezeu te-a făcut mai creol, asta e. Te-a făcut mai alb, asta e. Nu poți să schimbi lucrurile astea. Însă, ne îngrijorăm de ceea ce n-ar trebui să ne îngrijorăm și suntem foarte relaxați și neglijenți acolo unde am putea să schimbăm. Să nu te îngrijorezi. Depinde de tine. Să Fii mulțumitor, depinde de tine. Să te bucuri de viață, depinde de tine. Să-i dai slavă lui Dumnezeu, depinde de tine. Da? Și așa mai departe. Apoi, dă exemplul crinilor de pe câmp care. Nu depun un efort ca să fie îmbrăcați de Dumnezeu și aici nu cred că Hristos ne, ne îndeamnă la lene. Dar dacă muncești, dacă îți vezi de viața ta, cu siguranță o să ai ce îmbrăca, o să ai ce mânca. Mai mult, mai puțin, asta depinde și de cât muncești și de ce muncești și așa mai departe. Dar vei avea și poți să te bucuri de viață. Să caut împărăția lui Dumnezeu. Sau să-mi stabilez valorile, de cine depinde, de mine sau de ceilalți? De mine. Da? Eu mi-aleg valorile în viață. Și în funcție de asta, mă și șifonez în anumite situații. De ce se supără unii și nu se supără alții? Pentru că pentru unii lucrul respectiv reprezintă o valoare, pentru alții absolut deloc. Eram la un apel de coaching cu cineva și uh, ne-a pus cel care ținea cursul să spunem care sunt valorile noastre. Noi, fiind creștini, am pus Dumnezeu și așa, și am cuvântul lui. Și El, văzând ce am scris noi pe listă, a zis: Mă, băieți, hai să vedem cum stă chestia asta cu Dumnezeu. Uh, pentru ca un lucru să reprezinte o valoare pentru tine, trebuie să investești timp, energie și bani. Timp, energie și bani. Și acum, nu vă spun eu să-mi spuneți mie, dar dacă sunteți sinceri cu voi, dați-vă singur răspunsul. Cât timp, câtă energie și câți bani îi dați lui Dumnezeu? Și atunci vedem dacă Dumnezeu este o valoare pentru voi sau nu. În momentul în care un lucru reprezintă pentru mine o valoare, de exemplu, dacă intru un călțat în casă și eu nu am o problemă cu asta și fac mizerie și dezordine și pentru mine ordinea și curățenia nu este o valoare, nu voi avea nicio problemă. Dacă pentru soția mea reprezintă, atunci ai o mare problemă. Mi-aduc aminte când eram în seminar, făceam ordine și când veneam în cameră era vraiește. Colegul meu nu avea nicio problemă cu asta. Eu, eu făceam alergie, depresie. Păi, dar tu, tu, vezi ce aici? Nu ți-ai făcut nici patul, toate s aruncate pe aici. Hai să facem ordine. Da, și un dezordine asta mi le găsesc pe toate, zice de acolo, mai era și cinic. Zice, uite, dacă vrei, uite în dulap acolo, după cămașa aia îmi găsesc telefonul, acolo încărcătorul pe dulap, după cărțile nu știu care. Zice, e un dezordine asta, sunt foarte ordonat. Zic, mai fi, dar eu nu funcționez pe sistemul ăsta. E o diferență de valori pe care tu ți-o stabilești. Și aceste valori Reprezintă o alegere a ta. De cine atârnă și de cine depinde dacă judecăm sau nu pe ceilalți? Noi credem că ceilalți sunt de vină și sunt de judecat. Mai mergi în vizită la cine? Ai auzit? Stai să vezi, stai să-ți povestesc. Nu-mi povesti, nu-mi zii nimic, lasă-mă în pace auzit că, nu știu ce, ai văzut că și oamenii de genul ăsta care au reflexele să spună despre alții, practic nu au viața lor împlinită. Sunt frustrați. Și simt o împlinire în a-i pe alții și în a discuta tot felul de bârfe și de lucruri ieftine. Că dacă ai fi preocupat de... Uh, lucruri mai nobile în viața ta, nu ai fi interesat să bârfești uh, pe X și pe Y. Sau cel puțin bârfești de cei care sunt de nivelul tău. Da? Să zicem așa, că există bârfe și în lumea artei, și în lumea businessului și peste tot. Da? Sunt la un alt nivel. Uh, însă, obiceiul ăsta de a vorbi despre unii și despre alții și de a face o preocupare din bârfă uh, este de fapt o alegere a noastră. Și Mântuitorul ne spune că de multe ori noi vedem paiul din ochiul celuilalt și avem o bârnă într-al nostru. Și vă rog să vă uitați la oamenii care au obiceiul ăsta de a vorbi foarte mult despre ceilalți, cam cât de realizați sunt în viață. Uitați-vă să vedeți, cam ce realizări au ei fiind preocupați de ceea ce fac alții. Uitându-se la paiu, ăla îl văd, dar nu văd bârna din ochiul lor. Despre autenticitate. Aici, iarăși, este o alegere a noastră. De regulă, vrem să afișăm ceea ce nu suntem. Și spune Domnul Hristos, mulți îmi zic mie, Doamne, Doamne, Însă în ziua aceea, care mulți din cei care spun mie, Doamne, Doamne, le voi spune, duceți-vă de aici pentru că nu vă cunosc. De ce? Pentru că în inima lor nu era o motivație curată. Au făcut poate unii minuni, alții au făcut milostenii, au făcut fapte extraordinare. Însă, în momentul în care Dumnezeu va judeca motivația care stă în spate, se va dovedi că, de fapt, clădirea vieții lor este pe nisip. Când au auzit aceste vorbe, spune cuvântul, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor este foarte frumos să vorbești din cărți și sunt lucruri interesante. Este foarte frumos să vorbești chiar din cuvântul lui Dumnezeu. Dar s-ar putea să n-aibă legătură ceea ce spui nici cu viața ta, nici cu viața altora. Să nu intereseze în așa fel să vorbești încât să nu atingi pe nimeni. Însă atunci când cuvântul lui Dumnezeu intră în inima noastră și începe să schimbe ceva, și ne determină să ne punem întrebări și ne face să fim responsabili, atunci Cuvântul are putere. Și, în alte cuvinte, spune Mântuitorul: toate lucrurile astea atârnă de voi. Schimbarea atârnă de noi. Și atunci nu mai ai probleme cine este la guvernare sau nu. Nu mai ai probleme ce face vecinul sau vecina, nu mai ai probleme cât câștigă X sau Y, nu mai ai probleme ce situație în familie are fratele sau sora. Ești într-un echilibru perfect și, în cazul acesta, poți să crești și să te schimbi cu ajutorul lui Dumnezeu. Cel mai mare dușman. Nu sunt alții. Este în noi. Și cu cât ne dăm seama de lucrul acesta, cu atât mai bine. Lumea a devenit din ce în ce mai surdă la vocea interioară. Când era doar un tânăr adolescent, Paganini s-a dus la Contele Cozio, care avea o colecție impresionantă, vreo 700 și ceva de viori și instrumente cu coarde. Și Contele a luat în mână o vioară și a spus, știi ce mă îngrijorează cel mai mult? Nu faptul că se pierde secretul construcției de viori, ci faptul că de la o generație la alta se modifică diapazonul. Și trebuie să strângem din ce în ce mai mult coardele, și vioara să sune din ce în ce mai strident. De la o generație la alta se modifică diapazonul valorilor și liniștea sufletească, și oamenii sunt din ce în ce mai agitați. Nu mai au timp să-și asculte inima, să-și asculte sufletul. Și asta îi face să fie extrem de agitați. Și nefericiți. Însă, vestea bună este că acest dușman este în noi și putem să schimbăm ceva și nu atârnă de nimeni, ci atârnă doar de alegerile pe care le facem. Și asta este cea mai bună veste. E drept că nu mulți își asumă responsabilitatea aceasta. Însă, dacă îți asumi responsabilitatea față de alegerile tale, Vei fi cel mai fericit și vei fi în echilibru cu Dumnezeu și cu ceilalți. Și asta este cea mai mare veste. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, ca în alergarea noastră, în viața noastră, să înțelegem că, de fapt, nu alții sunt problema, ci noi suntem problema. Și dacă suntem responsabili și facem alegerile care trebuie, vom fi cu adevărat fericiți și împliniți. Amin.